Doamna Pârcălabu, ați condus Casa Națională de Pensii. Pensiile nu au putut să fie mărite conform legii pentru faptul că nu au fost recalculate de doamna Violeta Alexandru? Recalcularea este, așa cum a explicat și doamna ministru Vasilescu, se referă la cu totul alt aspect. Practic, ei au acordat majorarea de 14% în loc de 40%, fapt pentru care se contrazice cea afirmație anterioară. Sunt. Deci se putea acorda majorarea pentru că este un parametru care se modifică și nu presupune niciun efort de niciun fel. Doamna ministru a avut dreptate într-un singur punct, că pensionarii au fost manipulați, practic au fost manipulați, spunându-li că se va respecta legea, lucru care nu s-a întâmplat. Iar acum vine și spune că nu se poate de a acorda nicio majorare pentru că avem de recalculat aceste dosare. Se mai face încă o afirmație pe care tot o aud de fiecare dată în ultimul an. De parcă la Casa de Pensii sau la Ministerul Muncii au fost arse câmpiile și au fost otrăvite fântânile. Nu s-a întâmplat nimic, au venit cu această guvernare și fac toată ordinea în tot sistemul. Trebuie să spunem că în Ministerul Muncii și în Casa de Pensii, pe care o cunosc foarte bine, se muncește și există ordine. Că cineva vrea să se împăuneze, că se face totul doar acum și că până atunci nimeni n-a făcut nimic, este un neadevăr. În ceea ce privește această comparație cu recalcularea care va fi pentru cei 5 milioane de pensionari, trebuie spus că efortul consistent s-a făcut în 2005-2008, când s-au recalculat toate pensiile stabilite anterior datei de 1 aprilie. Și a fost un efort substanțial prin care s-au introdus toate datele din toate dosarele de pensii. E adevărat, în spatele informațiilor din bazele de date există și dosarele cu șină, pentru că ele constituie documente justificative în baza cărora se fac plățile. Dar aș spune acum că acele pensii, 250.000, se fac în baza dosarelor cu șină, este un adevăr. Nu se mai duce nimeni la cele 250 de dosare să verifice lună de lună informațiile de acolo. Ele sunt preluate în sistem informatic. Ceea ce se dorește, în schimb, se dorește armonizarea informațiilor, tocmai datorită bazelor de date construite pe sisteme informatice de soft diferit. Și ce se dorește, de fapt, cu această evaluare care se tot anunță? Se dorește, în primul rând, o asigurare de timp de 18 luni în care să nu se întâmple nimic cu pensiile românilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, se dorește să se introducă niște informații care sunt niște indicatori calculați, astfel încât să vadă dacă se va menține formula din legea 127 sau cum se va modifica ea. Practic, nu se aduce nicio filozofie, decât se va modifica probabil acel numitor din 25, probabil se vor face niște iterații de calcul să se mărească astfel încât pensiile să nu crească. Doamna Pârcălab, nu există posibilitatea ca doamna ministru Turcan să fost mințită de cineva din sistem că din cauza dosarelor pe șină nu se poate face. Nu există această posibilitate, că toată lumea în sistem știe care e treaba cu dosarele pe șină. Bun, ne-a spus că odată ce s-a stabilit, s-a editat o decizie de pensie pentru o persoană și s-au trimis deciziile prin poștă la pensionar, toate informațiile sunt în format electronic și se preau de acolo. Și ne-ați spus că sunt, deci toate sunt în sistem informatic, dar că sunt softuri diferite și trebuie armonizate. Da, care e diferența? Puteți spune? Pe legislația de la momentul la care s-a emis decizia de pensie. Ok. Cei care sunt în fața televizorului, multe persoane, desigur, probabil că sunt... Se tot făcea... Deci nu putem... S-au recuperat... Nu putem trece cu vederea asta. Nu putem ca un ministru să vină să vorbească din stele. Nu putem. Deci doamna Turcan, asta am vrut să întreb, a scornit dânsa sau i-a spus vreun profesionist din sistem? Adică, pe scurt, e o declarație să